Un muzeu al meșteșugurilor românești, un mic magazin cu articole tradiționale și o oază etnonaturistică. Toate acestea vă întâmpină în satul Lisa, la complexul turistic La Vâltori. Aici se prelucrează straie după metode vechi, seculare. Pârâul Lisa a asigurat o sursă sigură de venit pentru săteni, care și-au construit instalații și mori pentru obținerea făinei, tărâței, uleiului, instalație pentru tăiatul buștenilor sau pentru prelucrarea țesăturilor din lână. Una dintre aceste instalații este în funcțiune La Vâltori. Este o afacere de familie începută în 1850 și transmisă din generație în generație. Ce înseamnă La Vâltori pentru dumneavoastră? Locul unde m-am născut, unde am copilărit și unde am trăit și sper să trăiesc pentru tot restul vieții. Are o semnificație sufletească. Sufletească, da. Da. Sunt legată sufletește de locul unde m-am născut, foarte mult. Și un loc important în sufletul Angelicăi Lungociu îl ocupă straiele. Țesături groase de lână, călduroase și rezistente. Orice țăran ardelean are în casa lui o odaie înspre uliță, numită Casa de Dinainte, care rare ori este folosită pentru locuit, eventual pentru musafiri. Pernele, păturile, ștergarele, lada de zestre, aici sunt păstrate pentru viitoarele mirese. Tot așa, în casa țăranului Făgărășan, aici sunt ținute straiele. Plus că, în vechime, acestea intrau în recuzita obiceiului tradițional din Lisa, numit aruncatul în strai. Angelica Lungociu este a cincea generație care se ocupă de utilajele speciale, cu ajutorul cărora lâna se curăță, se răsucește și se piaptănă. Este o meserie pe care a învățat-o de la mama ei, însă rădăcinile sunt din străbuni. Prima dată lâna este țesută rar, la războiul manual, în două ițe, de către femeile vretnice la ele acasă. Ceea ce avem aici montat pe război este o țesătură cu model pe care modelul îl facem cu ajutorul acestui drot, așa îi spune drot, drotul. Se răsucește lâna după cum vine modelul, se introduc suveicile pe pânză cu ajutorul iepelor pe care le acționăm cu picioarele. Procesul de prelucrare reproduce fenomenul vârtejurilor de pe parcursul învolburat al apelor de munte. Instalația este de fapt un coș cu vârful în jos, fixat aici, la Vâltori, pe un canal amenajat în apropierea unui râu. Acolo se spală țesătura. Deci aici avem un strai folosit, nu uzat, doar folosit din moș strămoș rămas, pe care dorim să-l spălăm acum. O să-l punem în vâltoare. Lâna stă în vâltoare o oră și după aceea încă o oră la scurs. Urmează apoi două zile în care straiele trebuie lăsate la uscat. Aceasta este doar prima procedură prin care trece țesătura până când devine ca nouă. Iar viața straielor este mult mai lungă decât a unui om și de obicei, în țara Făgărașului, acestea sunt considerate cele mai de preț moșteniri. A doua procedură constă în păruirea lui, montat pe dispozitivul acesta și în trecere peste o leasă de mărăcini, ajută la scoaterea firelor în exterior. Păruire, îi spune, popular. Observăm în față, sunt câteva cuie care ajută în procesul acesta. Dar totuși mărăcinii sunt baza prelucrării. Cea mai grea parte în conceperea unei carpete este la final. Aici suntem într-o căpere, îi spunem căldură, e unde se face căldură 70 de grade, iar straiul, după ce a fost feriat bine acolo, păruit, îl introducem în acest cilindru, care are dispus în interior niște colți de lemn. Iar prin învârtirea lui, în condițiile de căldură mare,
se îngroașă și se bate mult mai bine decât s-ar face în vâlcoare cam 2 săptămâni să meargă. Asta se face aici în 5 ore. La sfârșit, țesătura se micșorează cu aproape 50%, devenind însă impermeabilă și mult mai rezistentă, firul de lână fixându-se foarte bine în acest fel. Toate aceste mecanisme demne de secolul al XXI-lea sunt, de fapt, concepute cu sute de ani în urmă, iar cronicile scriu că sunt de pe vremea dacilor. Toate sunt acționate de cursul pârâului Lisa. Bătrânii care au locuit odinioară au fost nevoiți să plătească despăgubiri tuturor celor pe terenul cărora a fost deviat pârâul. A meritat însă, pentru că generații întregi s-au bucurat și chiar au trăit dintr-o mică afacere moștenită. Părinții mei iarna prelucrau lâna la darac, tot pentru oamenii din jur, iar vara veneau oamenii cu țesăturile făcute acasă, le aduceau la vâltori ca să le treacă prin operațiunile pe care mi le-am prezentat. Și se trăia vara, aveau, tot timpul aveau de lucru. Vara spălau straie și prelucrau straie, iar iarna pregătea lâna prin darac. Astăzi multe s-au schimbat. Doar turiștii mai sunt cei care mai cumpără straie, dar doar de dragul tradiției. Familia Greavu a amenajat și o mică expoziție cu vânzare. Prețurile încep de la 100 de lei și nu depășesc 300 de lei, indiferent de dimensiunea carpetei. Ceea ce este de neprețuit e însemnătatea tradiției și respectul față de strămoșii noștri. Iar Lisa este doar unul dintre cele peste 60 de sate răsfirate din jurul cetății Făgărașului, locul în care s-a născut Octavian Paler și unde au trăit eroii partizani care au luptat din munți împotriva comunismului. Lisa este satul cu peisaje fabuloase, țesături autentice născute din suveica ce colindă prin lume în mâinile meșterilor populari. Satul reprezentativ pentru o Românie autentică.